Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Life. Întrucât în ultima vreme am tot văzut diverse știri în care subiectul principal sunt anumiți preoți care au greșit față de enoriașii săi, chiar și în aceste zile avem un astfel de subiect cap de listă. Vorbim astăzi cu părintele, asta pentru că și dumneavoastră ne-ați scris într-un număr mare, ați solicitat această temă, vreți să aflați răspunsuri la această întrebare. Cum să ne alegem duhovnicul potrivit? Omul căruia să-i destăinuim toate secretele, toate păcatele și să fim siguri că primim îndrumarea cea mai potrivită. Sărbuna, părinte, bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit, mulțumim la cei ce ne ascultă și Doamne ajută să fii cu folos! Cât de mult putem comenta astfel de cazuri? Sau, pentru că oamenii își dau cu părerea, dar până unde putem merge noi cu interpretarea și cu judecata mai ales? Am mai spus chestii de asta într-o zi, tot pe aceeași temă. Sfântul Filaret al Moscovei ne spune așa: dați-mi mame bune să vă pot da copii buni. Adică, ce vorbim, de cei 7 ani de acasă? Și apoi spune așa: dați-mi copii buni să vă pot da duhovnici buni. Și dacă îmi dați duhovnici buni, putem schimba fața lumii. Deci asta ar fi definiția potrivită a unui duhovnic. Deci duhovnicul nu crește în mănăstire. Duhovnicul crește în pântecele mamei. Dintr-o mamă evlavioasă, deci eu mi-amintesc ceva, o poezioară frumoasă a Sfântului Ioan Iacob, la ziua Sfântului sau la onomastica Sfântului Mitropolit Iacob Stabatie, Mitropolitul Moldovei, când o femeie îmbrăcată în suman și cu 3 stele îngrumați bate la poarta mitropoliei și diaconul care era intendent îi spune: că e o femeie, e la țară. Mitropolitul se uită pe geamă, vede că e mama, deschide, o pune prima în capul mesei și zice: datorii... Nu, așa e strofa poeziei. Respectați sărica asta care vine de la oi. Datorită ei sunt astăzi ca păstor ales de voi. Am o tusă de asta seacă de o zi. În momentul în care mama l-a crescut cum trebuie, el era cel ce conducea în fruntea Moldovei. Deci, iată, el era conștient că primul duhovnic a fost cel care l-a alăptat, cel care l-a purtat în pântece, cel care i-a dat zile, cel care l-a educat și cel care l-a crescut. Acum, în momentul când comentăm, noi putem comenta din două puncte de vedere. Dintr-o lume stricată, cum de fapt și suntem, că nu trebuie să ne supărăm. Deci noi vedem toată propaganda aceasta heteroș, homoș, cum am vrea noi să fie sexuală pe toate programele, pe toate direcțiile, pe orice, din orice unghi de vedere, totul e permisiv, totul e, și atunci... Aș veni în întâmpinare cu o întrebare mai bună. Cum aș putea să cresc eu un duhovnic bun într-o societate ambiguă, multiculturalizată, când eu am state în care copilul de la 8 ani are dreptul să-și aleagă sexul sau să-și facă operația de sex? Hai ca să intrăm și noi în incizia societății care puroiază. Și atunci, automat, duhovnicii care îi avem sau preoții pe care îi avem, pe care ni-i dă biserica prin școala de seminar sau prin școala de teologie, trec și ei prin cele 4 elemente. Formarea duhovnicească, care ține de un profesor la școală, dar tot primul profesor e mama, că dacă mama te-a pus în genunchi, mama te-a educat, mama te-a dus la biserică, mama te-a împărtășit, mama te-a spovedit și aici... Îmi aduc aminte de vorba Sfântului, Doamne iartă-mă, scriitorului Ion Creangă, care spunea așa: și mama era în stare să toarcă nopți și zile în furcă pentru mine, numai să agonisească un ban să mă vadă băiet cu școală. Deci era dorința mamei și el face școala de cateheț aici la Socola, Neașă, va ajunge cântăresc bisericesc, apoi diacon la Mănăstirea Golia. Dar viața i-a răsturnat situația și el în final a sfârșit ca scriitor și a sfârșit ca terisit prin faptul că viața era și timpul ăla al, cum se cheamă, fanarioților și problemele erau de așa fel, se clătinau, era iluminismul francez la modă, lumea a început să învețe viața mondenă. Și atunci el s-a orientat spre alte direcții și s-a dus în lumea literară.
Spun lucrul ăsta pentru că și tinerii noștri, asta o spun eu care am văzut cu ochii mei, intră în seminar cu o evlavie și rămâi mirat când iese din seminar, eu am avut un băiețel, nu contează cum îl cheamă, ca o fată, se speria și de o muscă. Iar când a terminat seminarul și teologia, era cel mai tare gigolo, tot internetul era numai cu pozele lui, cu priviri șarmante, cu frizuri cu grozave de mai întâlnite, cu ținute din astea Steinman, cum se spune, de firmă, cu tot felul de Gucci și ce mai sunt tot felul de denumiri de astea ciudate. Și l-am întâlnit odată din întâmplare și i-am zis, băi, când te-au dus ai tăi la seminar, că el întâi a vrut să rămână la Mănăstirea Vlădiceni. Și am spus, ești tânăr, duci să-ți termină liceul, nu poți să rămâi din clasa 8-a la mănăstire, să-ți distrugi viitorul. Duci, fă seminarul, dacă ai chemare, te duci mai departe și faci și teologia. Nu știu, mai fi terminat master, nu fi terminat, că nu i-am mai văzut. Și am stat de vorbă cu el și i-am zis, totuși ce ai învățat în anii ăștia de seminar și de teologie? Și știi, și mi-a spus, părinte, am învățat ce-i viață. Nu mi-a rămas o fată netrecută prin patul meu. Am vrut și eu să văd ce înseamnă să fii bărbat. Bă, pentru asta nu trebuie teologie. Și că da, așa am considerat eu că trebuie să fac. Nu s-a dus pe domeniul teologic. S-a dus, cred că în lumea lui undeva. Dar vreau să spun că s-a stricat. Ei, deci formarea duhovnicească pe care o primește în facultatea de, sau în seminarul de teologie, te învață doar lucruri spirituale și din patirii, cum se comportă un duhovnic, ce trebuie să facă un duhovnic, cum trebuie să fie un duhovnic și o să intrăm, să discutăm. După aceea este spiritualitate, o altă formă pe care o înveți, tot în facultate, în care înveți din patristică, înveți din paterici, înveți din scrierile aghioriților. Și în cele din urmă mai avem și o formare duhovnicească, în facultatea de teologie, în care îi se vorbește tânărului cum ar trebui să abordeze un om, cum ar trebui să se comporte, cum ar trebui să fie viața unui preot. Și aici avem cartea despre preoția Sfântului Ioan Gură de Aur. Avem cartea despre regulile pastorale a lui Sfântul Grigorie, dialogul Papa Romei, care în secolul IV era o singură biserică, nu era ruptura cultului romano-catolic. Și așa mai departe. Și atunci, sigur că avem sfătuirea către duhovnic al Nicodima Ghioritu, avem sfătuirea către duhovnic sau cuvinte duhovnicești a mitropolitului Antonie Plămădeală, avem predici către monahi a părintelui Cleopa, deci sunt cărți de formare în duh duhovnicesc pe lângă cele 12 volume de sfinți și cele 12 volume de filocalie. Dar, ce spune Scriptura? Mulți chemați, puțini aleși. Deci nu e o minciună, e un adevăr. Ce făcea Hristos când vorbea ucenicilor? S-a așezat jos pe șez, s-au așezat și mulțimile lângă el, s-au așezat și ucenicii și Mântuitorul a început să spună, veți fi trimiși doi câte doi, ca mei în mijlocul lupilor. Veți fi prigoniți, veți fi batjocoriți, veți fi ocărâți, poate veți fi dus la sinedrii, la împărății, la înaintea împăraților și adregători, poate chiar unii vă vor ucide crezând că aduc slujbă bună lui Dumnezeu. Și în clipa respectivă, când a ridicat ochii, din cei 70 de apostoli au plecat toți. Și au rămas doar 12. Și Mântuitorul atunci a insistat și că, dar ei unde sunt? Dar atunci voi de ce nu plecați? Și ce spun cei 12 apostoli? Doamne, la tine am aflat cuvintele vieții veșnice. Și așa avem noi în începutul creștinismului, temelia, pe învățătura celor 12 apostoli. Și acum cobor încet pe aceeași chestiune și mă duc în Faptele Apostolilor și găsesc scris că este nevoie pentru slujirea la mese și pentru consolarea femeilor iudei văduve, care cumva erau puțin mai nebăgate în seamă față de cei creștini, spune așa, să alegem 7 bărbați vrednici, nu virili, vrednici. Plini de Duh Sfânt, plini de înțelepciune, fără de prihană, cu har și cu nume bun. Asta este alegerea, prima alegere a unui candidat. Nu știu dacă știți, sau poate cei care ne ascultă nu știu.
În momentul când un candidat este înaintat la hirotonie, e ca la jurământul militar. Ca să știți că este acest lucru. Deci, pentru un tânăr nu e ceva nou. Adică nu vine dintr-un neant, dintr-un necunoscut. El este în fața episcopului, îi se pun întrebările de rigoare. Să vadă, e pătimaș, suferă de băutură, suferă de desfrânare, suferă de vă boală demențială. Doamne, ferește că avem atâtea boli din astea mentale, bipolaritate, schizofrenie, panic, atac, depresie și așa mai departe. Și după ce îl cercetează, atent, pe candidat, el are un jurământ. Așa se numește. Jurământ în fața episcopului. De fapt, nu e un jurământ, că e o făgăduință, că tu te-ai jurat lui Dumnezeu și la botez, te-ai jurat lui Dumnezeu și când te-ai călugărit, te-ai jurat lui Dumnezeu și când te-ai hirotonit. Nu e un jurământ, e un angajament. Și acolo spune, eu, candidat la hirotonie, mă numesc așa și așa și așa, fiul cu tare și cu tare, absolvent al seminarului sau al facultății, făgăduiesc înaintea episcopului să fac ascultare, să respect canoanele bisericii. Mai nu am auzit o expresie, ci că canoanele nu sunt revelații dumnezească. Canoanele sunt emanații spirituale umane. Păi stai, frate, au fost stabilite de niște sfinți părinți care au trecut prin ele, au constatat necesitatea lor, i-au făcut dreptul canonic cu profesorul Roman, care acum este preot, Roman și mai nu știu cum îl cheamă, Justinian, parcă. Și omul ne-a explicat. Avem două cărți canonice. Canoanele Bisericii de Ion Floca, cel care a adunat toate canoanele de la primul sinod apostolic și până la ultimul sinod, că a fost local, că nelocal, tot a adunat frumos, a pus într-o singură carte în ordine, a peptănat, a separat ca să fie ușor de citit. Apoi avem Pidalionul, la care a muncit foarte mult Sfântul Nicodim Aghioritu, a și suferit din cauză când el s-au mai adus anumite modificări sau alții au încercat să mă îmbli prin el, pentru că el l-a făcut cu toată trăirea și cu tot devotamentul. Și aceste două dreptare, aceste două frâne împotriva răului în biserică vin și te învață. Și profesorul ne spunea, în primul rând, canonul ne arată că a existat cândva un derapaj de acest gen. Deci în caz că se întâmplă un derapaj, ai pe ce te ghida. Dar și canoanele la rândul lor au amendamente, au, așa cum spunem noi în lumea asta modernă, politică, cum spune, că a dat o ordonanță, au niște aliniate și au ca mod intruziv ce? Noul, partea conservatoare, poți să-l aplici în măsura în care respecti linia canonului față de greșeala care se petrece. Dacă greșeala e și mai acută, poți să-i adaugi un amendament, sau dacă greșeala e mai blândă, poți să scazi un amendament. Deci canonul nu vine să te ucide, dar el este ca în cartea de circulație. Când dai și mergi pe drum cu mașina, întâi dai un test acolo și trebuie să treci de un barem, nu știu cât, 26 de puncte sau 25, 24, câte ori fi acolo. Și asta arată că tu știi ce înseamnă cu indicatoarele alea pe drum. Așa sunt și canoanele astea. Ele nu vin nici să ucidă, nici să omoare, pentru că este la canonul de la Calcedon, parcă canonul 102, numit și cheia canoanelor, care știu canoanele, știu, care nu vor să le știe treaba lor, nici nu le știu. Acolo spune așa, de la caz la caz, noi acești sfinți părinți care am hotărât aceste canoane, hotărâm că episcopul sau preotul, duhovnicul, de la caz la caz, dacă e spre zidirea bisericii, dacă e spre folosul comunității, dacă e spre slava lui Dumnezeu, se poate da o dezlegare sau o acrivire la o anumită problemă. Să spun eu, ai o somitate, ai un apostol Pavel, ai un Maxim Mărturisitorul, ai un Vasile cel Mare, ai un Grigoriu Teologul, și să spunem că ai o anumită piedică canonică, dar dacă el e spre zidirea bisericii, piedica aia o poți dezlega după ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos. Tot ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer, și tot ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer. Aici acum am mai întâlnit și varianta aceasta, de asta spun că aici trebuie să fim foarte atenți când alegem candidatul, am întâlnit o expresie de genul, ce canoane băi, ce preoți băi, ce legare, ce dezlegare, tu nu ești în stare să-ți stăpânești patimile tale și să dezlegi tu păcatele altora, ce știi tu de păcatele altora? Este adevărat,
Corect este. Și dacă te duci la un medic, lezi incompetans, dar el are ștampila de medic, are examenul de specialist, are examenul de primariat și totuși el a făcut un malpraxis, el este judecat ca medic, nu e judecat ca grăjdar sau ca portar. Are o circunstanță atenuantă. Are habar despre boala ta, știe de ce nu s-a reușit operația sau de ce s-a reușit. Ei, așa e și în aceste canoane. Poate să fie preotul imperfect. Deci noi în lumea bisericii avem preotul care poate bea, preotul care poate curvi, și aici mă opresc și pun două puncte, nu pentru a denigra, nici nu vreau să intru în sistemul ăsta. Vreau să arăt ce spune Sfântul Vasile cel Mare și cu Ioan Gură de Aur. Sfântul Vasile cel Mare, ne arată mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur, era episcop în Cezarea Capadociei. Un preot s-a îmbătat și venind acasă, slujnic ai purtat de multă vreme pismă. Printr-o șmecherie s-a strecurat în patul lui și preotul a crezut că e soția, nici nu și-a făcut probleme. Dar dimineața când s-a trezit buimac de cap, i-a zis, după ce eram beat mai chinuit și tu cu poveștile tale, cine ai stat liniștită? Asta mi-ar de-a mie atunci, și eu n-am fost lângă tine, îmi pare rău, am dormit în cealaltă casă. Și atunci preotul și-a dat seama de greșeala făcută, n-a spus nimic, s-a dus la episcop. Deci ceva fără voie. Episcopul i-a dat canon, scrie în Mărgăritaric, i-a dat 3 ani de zile pâine și apă și 1000 de mătănii în zi. A făcut acest canon. I-a spus Sfântului că a terminat canonul și Sfântul a spus așa, mâine am o mormântare, să vii cu mine să te dezleg, dar să vii și tu la mormântare să participi ca să te vadă și ceilalți preoți. Și-a pus epitrafirul, și-a pus felonul și-a mers în cortegiul mormântării. La momentul cuvenit, episcopul i-a spus, acum rostește ecfonisul învierii, că tu ești învierea și odihna și viața robului tău cel adormit, cum îl cheamă, Hristoase Dumnezeule, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mortul se scoală din sicriu înșezut și zice așa, preasfințite, cine-i preotul care a rostit acest ecfonis? Toată lumea a înghețat. Și episcopul a spus, preotul de acolo. Hristos mi-a poruncit să-ți spun, este în rând cu făcătorii de minuni și păcatul lui s-a iertat, dar Sfânta Liturghie să n-o mai jertfească. Deci ca să vedeți cât e de mare preoția, ce înseamnă formarea duhovnicească, ce înseamnă spiritualitatea și ce înseamnă ceea ce spunem noi, meseria de preot. Cum spune? Du-te, fă preot că ai bani. Ai bani, dar te așteaptă și unii adânc. Nu banii sunt problema. Tu nu te-ai făcut preot pentru bani. Tu când mergi la judecată, vei fi întrebat, așa spune în Scriptură, în Faptele Apostolilor, vedeți că din mâna voastră se va cere sufletele lor. Și avem pe Sfântul Grigorie, teologul, în cele 5 cuvântări teologice, explică că atunci când a intrat în Constantinopol, în calitate de arhiereu, a găsit 3 biserici creștine, iar la plecarea din Constantinopol a mai lăsat 3 biserici păgâne. Deci asta a fost activitatea lui de episcop. Sfântul Grigore al Armeniei celei mari spune un cuvânt și mai tare. Armenii astăzi sunt cumva romano-catolicizați, au trecut și ei la oste, au alte reguli, au avut niște conflicte puternice cu turcii, au decimat, a fost un mare masacru, o mare nenorocire, ei fiind o țărișoară mică, au avut nevoie de protecție și atunci au trecut sub protecția Vaticanului și au schimbat ceva acolo în regulile lor liturgice și treaba lor, nu-i judecăm, dar sunt dintre primele biserici creștine primare. Grigore Luminătorul Armeniei celei mari, la sfârșitul vieții, a fost întrebat așa, cum vi s-a părut păstorirea care ați dus-o? La venirea mea în eparhie aveam 12 drept credincioși, iar la plecarea mea din viață, din această arhipăstorire, am lăsat 12 necredincioși. Deci, vedeți ce înseamnă lucrarea Harului.
De asta vă spun, în momentul când am trecut de etapa aceasta de a-mi ales omul fără de prihană, mergem la Timotei, în epistola 1 și a 2-a, și ce ne arată despre vrednicia preotului? Să știe bine să cârmuiască casa sa. Deci dacă el e un bun cârmaci al casei sale, va fi și un bun cârmaci în parohie. Nu întâmplător, preotul care păstorește proclu cel chior n-a optat degeaba la unul din sinoadele ecumenice ca preotul să fie căsătorit, ca să știe viața de familie. Vedeți, noi adeseori călugării, eu nu mă număr printre aceștia, că n-aș vrea să o fac niciodată și nici nu mi-am asumat lucrul ăsta, noi uneori călugării cârmuim casele celor căsătoriți după principiile celor călugărești. Nu. Apostolul Pavel dă o regulă strictă. Bărbatul și femeia să stea deosebe o vreme pentru Dumnezeu, pentru rugăciune, pentru curăție și pentru fapte bune, apoi iar să fie împreună. Apostolul Pavel vorbește decent, nu veni să vorbească în mod vulgar, du-te și culcă cu femeia, sau ai voi joi, marți, sâmbătă, nu știu ce. Nu. Acestea sunt chestiuni de intimitate a patului conjugal, se discută la urechii cu duhovnicul în foarte discretă și foarte bună cuvință și acea îngăduință sau neîngăduință se stabilește de comun acord. De exemplu, părinte, uite, am un soț mai neînfrânat. Bine, ai grijă de el să nu-ți ducă aiurea. Poate am o soție mai neînfrânată. Bine, ai grijă de el să nu-ți ducă aiurea. Aici, incluzând ceea ce înseamnă că trebuie să fii și tu mai afectiv față de ea, ca ea nu se simte că tu stai și bați mătănii și postești și citești din Biblie, iar ea e aprinsă de duhul trupesc. Trebuie să-ți faci treaba de soț sau de soție. Așa și spune Apostolul Pavel. Bărbatul este stăpân pe trupul femeii și femeia este stăpână pe trupul bărbatului, pentru că sunt un trup. Deci ochiul drept știi ce face ochiul stâng. Și ochiul stâng știi ce face ochiul drept. Dacă îl scoți numai pe unul, celălalt vede tot corpul. Și dacă îl scoți pe ăsta, celălalt vede tot corpul. Așa e femeia și soțul în ce privește viața de cuplu. Și acolo spune, să știe să cărmuiască casa sa, bărbata unei singure femei, nedeprins să fie bătăuș, adică să nu fie un om recalcitrant, să nu fie bețiv, să nu facă agoniseală strâmbă. De aceea ați văzut că biserica ia cont de această scriere a Sfintei Scripturi și spune preotul să nu se bage în politică, adică să fie primar, avocat, senator, preotul să nu aibă afaceri de astea lumești, crâșmi, nunți, tarabi, prostii din astea lumești. Poftim! Poate vrei să vinzi produse agricole sau vinzi un animal, ai ceva cinstit, dar el nu poate intra în orice, pentru că viața lui morală este jumătate din predica de la parohie. În momentul de astăzi, noi facem o chestiune. Și cred că aici e și strecurat, aici e strecurat unghiul de îndoială. Noi avem refracții și difracții. Difracții e o suprafață plană, netedă, care respinge lumina și refracții care lasă să pătrundă lumina. Ei, noi ce facem? Am adus candidații, i-am testat, așa este în biserică, dai licența, dai masterul, dai capacitatea preoțească și de obicei este tipicul, cum am văzut în ultima vreme, când au fost dintre colegii mei. Pe primii 10 cei mai buni, 12-15, din 60 câți au terminat, ei rămân la rezervă. Sunt cântăreți, sunt parohi, prin coruri bisericești, sunt teologi. Dar în momentul în care are biserica nevoie, ei din când în când se prezintă la capacitatea preoțească. Ce înseamnă capacitatea preoțească? În primul rând, trebuie să aibă viața morală, trebuie să fii om căsătorit, că nu te hirotonești necăsătorit, trebuie să fii pregătit, pentru că dacă dai examenul, trebuie să știi din dogme, din învățături, și în raport din nota aceea ei se dă o parohie să aleagă. Până aici e bine. Dar e mai rău din altă parte. Că în momentul ce ai stat o vreme în parohie, mai nou, pentru că trăim o lume a materiei, o lume a frumosului, o lume a designului, o lume a nu știu ce, toată lumea este interesată, de exemplu, și spune așa, să fac o biserică frumoasă. O faci. E și normal casa lui Dumnezeu să fie frumoasă. Vă aduc aminte că în templul lui Solomon, cantitatea de aur care acoperea toată
deservirea templului depășea 4.000 de kilograme de aur. Numai menora, acel sfeșnic cu 7 candele, făcut din aur brut bătut cu ciocanul, avea 138 de kilograme. Dacă ai avea așa un sfeșnic acum într-o catedrală, ai intra la pradă, ori cu securitate, ori cu camere, ori cu gărzi, pentru că omul ar sparge și ar fura sau ar zgâria, ar lupi, n-ar ține cont, ar spune, e opulență, lumea moare de foame și voi țineți bisericile aurite și așa mai departe. Deși și în zodial sunt în discuție, ați văzut că toate tinichelele astea care le poartă preoții și episcopii. Cârja, dicherul, tricherul, crucea de la gât, engolpionul, mitra, alea sunt toate cu spoială de asta, cu suflătură, nu au niciun, aur pur pe ele. Adică numai să steclească, că așa era în Bizanț, e rămasă tradiție de la Bizanț, dar veșmintile alea, toate care le vezi clipitoare, alea se fac cu niște bobini din Grecia, din șlac metal sau din aur de ăsta fals, așa, ele numai strălucesc și se brodează cu ele. Și tu ai impresia că o bobină de 20 de euro l-ai îmbrăcat pe episcop în 150 milioane de euro. Dar dacă lumea nu pricepe, vorbește. Și atunci, sigur că se creează această disensiune. În schimb, acum, astăzi, am alunecat în extrema cealaltă. Am făcut biserică de 2000 de oameni sau de 1000 de oameni, am făcut casa praznicală, am pictat frumos biserica și ce vrem? Vrem urcușul administrativ. Unul poate să ajungă episcop, unul poate să ajungă protopop, unul poate să ajungă inspector, unul poate să ajungă consilier, unul poate să ajungă mitropolit, unul poate să ajungă arhiepiscop înalt preasfințit, fiecare în rândul cetei lui. Nu e de ajuns. Loialitatea sau starea spirituală a păstorului cel mare, pentru că ce este episcopul, fața văzută a lui Hristos în biserică, unii episcopul e Hristos, unii Hristos e biserica, unii biserica sunt credincioși și trupul întreg a bisericii luptătoare de pe pământ, asta înseamnă biserica, totalitatea credincioșilor botezați în numele Sfintei Treimi care împlinesc cele 7 taine și le respectă, nu numai zidul ăla pictat cu strane, ai instituția, n-are treabă, alcătuiesc biserica cea vie. Și atunci ce se întâmplă? Începe o concurență din asta, ca să folosesc un termen simplu, nu agravant. Parohie bună sau rea? Slabă sau bogată? Și cine analizează? Păi cine analizează? Meritocrația aceasta, că ai făcut o casă de prăznuire, că ai făcut biserica, că ai pictat-o, că ești gospodar și trebuie să avansezi. Ei, dacă ar fi pe cele duhovnicești să faci lucrul ăsta, ar trebui să faci invers. Episcopul, care e un om cu înțelepciune și de asta ai pus să cărmuiască toată comunitatea creștină preoțească, trebuie să aibă delegați discreți, nu sub formă de serie, că nu așa trebuie privite lucrurile. În toate este o disciplină și disciplina, cum spune în Apostolul Pavel, Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii, nu al neorânduielii. Punct. Dacă se trage cloptul la ora 8, apă e o regulă tipicului. Și să știi de ce se trage așa. Dacă se trage cloptul la ora 7, să știi de ce se trage la 7. Astea țin de cultul personal a fiecărui parohii. Dar eu mă duc unde mă interesează. Am parohii întregi, zeci, sute, poate numai câteva, unde eu ca episcop constat că preotul meu slujește cu biserica goală. Și atunci eu îmi pun întrebarea. Ce fel de magnet duhovnicesc ești tu? Ce fel de formator de opinie? Ce fel de element constructiv ești în acea parohie? Pentru că episcopul, de când ți-a pus mâna în cap, spune așa, tu ești luminătorul, supraveghetorul, învățătorul, cârmâietorul, binecuvântătorul și mângâietorul acelei comunități. Tu ești prelungirea mea, ești mâna lui Dumnezeu care binecuvintează satul respectiv. Că de aia ai antemis și scrie acolo că ți-l-a dat episcopul X, XX, de unde ai fost tu hirotonit, pe seama acelei parohii. Și atunci, în momentul când văd că la un preot se rupe biserica de credincioși, pe ăla îl avansez și îl duc mai sus, că înseamnă că e capabil.
Iar cel care stă cu biserica goală și vine și mi se plânge că nu are bani de salariu, că nu are bani să dea biserica cu vară, că nu are bani să-și plătească lumina, că nu are bani să își pună trotuarul, că nu are bani să-și repare o strană, să-și cumpere o carte, să-și cumpere un veșmânt, îl întreb, scumpul meu părinte, fiule duhovnicesc, eu pentru ce te-am pus peste acești 200, 300, eu știu câți ori fi în parohia, 500, 600 de oameni, te-am pus să-i ții departe de biserică sau aproape de biserică? Ce ai făcut tu concret pentru credincioșii ăștia de ei nu calcă pe la tine? Și concret ce ar putea face? Păi ce ar putea face? În momentul când știe că episcopul ține la meritocrația spirituală, activitate, mișcare, viață, ce înseamnă credința? Trăire, nu? Har, harisme. Atunci, din clipa aia, și preotul își va da interesul. Va merge la orice creștin acasă să-i facă o aghiazmă, va sta de vorbă cu el, îi va explica din catehism de ce trebuie să fii la biserică, ce trebuie să fii spovedit, de ce trebuie să fii împărtășit. Așa, dacă zici puțin în pasă, termin de pictat, mai am un pic și termin casa praznicală, mai am un pic și termin casa mortoară, mai am un pic și am pictat biserica, am depus actele, am plecat de aici, nu mă mai interesează. Și vine altul care e săracul, stă și el o vreme, vede biserica, e goal, pleacă și el. Da. Și atunci nu avem creștere duhovnicească. Atunci avem ce? Avem administrație. Și această administrație o găsim noi în ceea ce numim astăzi anumite derapaje din biserică. Nu vin, n-auzi oameni care spun, bă, că preotul nostru că-i lacom, sau că preotul nostru că-i nu vine la slujbă, sau că nu-i place slujba, sau că o face rebia, altul este contestat că o face prea lungă. Sunt tot felul de astea. Dar dacă ai respectat tipicul, tu ești curat. De ce? Pentru că spune Apostolul Pavel, cel ce se îndeletnicește cu slujirea și cu cuvântul, îndoită plată va avea. Și cineva se întreabă, ce e aceea plată? Păi care e plata? Unde e satisfacția ta ca preot când vezi că biserica, duminica, e plină de credincioși și credincioșii vin să se împărtășească și ascultă Sfânta Liturghie? Ăla-i câștigul tău. Uh-huh. Nu că o vândută la o lumânare sau 10 prescuri. Faptul că ai văzut că viața în parohie este vie. Deci tu nu ești acolo un musafir. Tu ești părintele lor, ei te iubesc, vin la tine. Și asta se câștigă în timp, nu se câștigă într-o zi, că nu poți să-l pedepsești pe un preoțel ăsta 2 ani într-o parohie și deja aștept să facă minuni, dar în 5 deja trebuie să vadă roadele. Uh-huh. Adică e o etapă. Da, da, da. Și din clipa următoare, după ce el îmbătrânește un pic, că acolo întotdeauna o să găsiți într-o parohie un preot mai în vârstă, care ori s-a pensionat, ori s-a înfiat acolo, și un preot titular tânăr care trebuie să știe să administreze, să facă hârtii, să ducă, să aducă, că să știe și la biserică sunt o sumedenie de treburi de făcut. Nu-i chiar atât de simplu, câteodată n-ai timp nici să mori sau să respiri. Și după ce el are un 30 de ani, 40 de ani, 45, 50, de aici începem să vorbim noi de lumea duhovnicilor. Ce înseamnă duhovnic? Omul care cunoaște duhurile, stăpânește duhurile, lucrează cu duhurile, le cercetează, le înțelege, le discerne și le așează pe făgașul lor. Și atunci vorbim de un duhovnic. Dar promovabilitatea asta, la modul general, de exemplu, că nu poți să lași un preot în parohie să nu fie duhovnic, fie că e mai tânăr, că e mai bătrân, că trebuie să vină credincioșii la spovedit. Dar credincioșii te învață duhovnicie. Eu, când am fost făcut duhovnic la 27 de ani, am fost pus la punct pentru că am stat cu carnețelul la părintele Cleopa, seri de rândul și puneam mii de întrebări și unii nu știam, păi, dar aici zice așa, dar aici zice așa, dar aici zice așa. Câteodată se supăra, spune, dar mai las-mă avocatului, că mă doare capul. Nu asta era problema. Când n-a mai fost părinte Cleopa, tot spunea așa, vai, s-a dus un mare stil pe ortodoxie, de unii mai învățăm noi? Băi, trebuia să înveți că doar omul ăla nu-i veșnic. Uh-huh. Omul ăla într-o zi și el se duce în lumea veșnicii, ca oricine altul. Tu deja trebuie să știi, deci trebuie să înveți să rodești, trebuie să te altoiești, n-aștepți să dormi. Dar unii n-am știut, am făcut altfel. Asta a fost metoda mea de a învăța să spovedesc. Tot ce era persoană în vârstă, de la 50 de ani în sus, aveam carnețel lângă mine cu pixul și întrebam, ce duhovnici ați avut?
Păi am avut duhovnic pe părintele Barna, am avut pe părintele Buzdugan, am avut pe părintele Cărciulean. Eu vorbesc acum din niște bătrâni ai Iașului care nu mai sunt. Părintele Popovici, părintele Ieremia, părintele Viorel Zavaste. Era tot felul de nume de preoți în vârstă care la vremea respectivă erau corifei Iașului. Și întrebam, și ce canon v-a dat când v-ați spovedit? Păi mi-a dat să postez miercurea și vinerea, mi-a dat să zic un acatist, mi-a dat să zic niște psalmi, mi-a dat să am grijă să pomenesc morță, mi-a dat să vin duminica la liturghie. Și băgam la cap, și ca spar un pic mai superior, mai adăugam și eu ceva acolo cât de mic, un șapte împărate ceresc, un crez, un psalmul 50, un post de lunea, un paraclis la Maica Domnului, lunea, miercurea și vinerea. Și zicea, părinte, nu-i greu, fac. Și după ce m-am obișnuit ușor, unii se spovedeau la Părinte Ambrozie, unii la Părinte Paisie, alții la părinți de ăștia, pe la mănăstiri, de exemplu, Iași a fost dominat de patru mari duhovnici, pot să spun patru mari pietre ortodoxe. Părintele Hrisostom Danilă și Hrisostom Postolache a Buciumului și Părinte Ieronim. Iar de asta parte sus la cetățuie erau alți trei duhovnici. Gherontie de la Beci, așa îi spuneau, Gherontie Puiu, care a făcut o mănăstire pe la Bușteni, pe undeva prin partea Munteniei, și părintele Teofan. Și ăștia erau deja oameni vechi, iar înaintea lor mai fusese doi duhovnici. Mai fusese un duhovnic, părintele Gherasim Șarpe, și încă un părinte, sincer spre rușinea mea, cred că Calinic îi spunea, bănuiesc că e mort, eu când l-am cunoscut avea vreo 70 de ani, dar era iarăși un duhovnic care era foarte învățată lumea cu el. Și eu întrebam pe fiecare, da, ce canon ți-o dat? Da, ce cum te-a învățat să faci? Da, ce ți-o dat? Da, cum ai postit? Dacă n-ai rezolvat o problemă, ce rugăciun ți-o dat? Și le dădeam și eu la altul. Și le notam acolo în carnețele. Erau la adent, cum se spune, la rezervă. De ce? Nu le știi pe toate. Nu poți fi perfect. Poți citești tot ce vrei. Experiența unui duhovnic care înaintea ta a spovedit, când venea doamna Zamfir, era o doamnă evlavioasă, au trecut prin mari încercări până s-o stâns, dar o femeie cu multă credință. De 10 ori mai folosesc, acum o să mă judice frații mei călugări, de 10 ori mai călugăroasă ca un călugăr. Femeia citea 8 psaltiri la 2 zile. Și ea se spovedise, era ucenica fidelă și firească de suflet a părintelui Ieronim. Și întrebam, zic, doamna Valentina, și ce canon vă dădea părinte Ieronim? Părinte, nu l-am putut privi în față niciodată, era un om atât de blând și mie mi-era atât de rușine de el, că numai cât mă puneam în genunchi și plângeam. Îmi da împărtășania și îmi spunea, până nu roz coperțile la psaltirii, pe la mine să nu mai treci. Deci, o alt fel de duhovnicie. Ei, ori acum noi am trecut într-o duhovnicie foarte selectivă. Și ce înseamnă duhovnicia selectivă? Fiecare crede că cu cât e mai deja vu sau e mai dezvolt sau e mai apropiat de credincios sau e mai la egal cu el, cu atât îl câștigă pe credincios mai bine. E și da, e și nu. E și da, pentru că se apropie credinciosul mai ușor, dar e și nu, că avem rezultatul care l-ați văzut, despre care se tot povestește din stânga în dreapta. Deci omului, dacă îi dai un deget, poate să-ți ia toată mâna, iar dacă strici bariera sau relația, mie mi s-a întâmplat, de exemplu... Lași loc de interpretări? Nu că lași loc de interpretări, le interpretezi tu singur, pentru că ți se pare că se cuvine sau ți se pare că e firesc și că e normal. Ce vi s-a întâmplat? Vreau să povestesc. Asta vreau să vă spun. Mie mi s-a întâmplat să-mi plece persoane de la spovedit fără să spună nimic. M-a râcâit pe moment. Pentru că am încercat să fiu corect. Și după un timp, așa, prin terțe persoane, discret, nici să nu se prindă persoana respectivă, am întrebat și eu, zic, uite, zic, îți spun o întrebare banală, zic, e ca idee generală, zic, nu-i de aprofunzime, dar aș fi curios. De ce s-a supărat cu tare și nu a mai venit la spovedit? Părinte, dați prea multe rugăciuni? Sunteți o leacă prea aspru și nu vreți să vă apropiați de om. Îi țineți la distanță. Zic, în ce sens îi țin la distanță? Păi uitați, acum merge la duhovnicul cu tare, stă cu el la masă, mai mănâncă o prăjitură, mai stau de vorbă. Zic, băi, asta fac și eu, dar la parastas. Adică nu am eu timp
să stăm să ne tragem de șireturi. Tu dacă te-ai făcut credincios și ai venit la duhovnic, ai venit cu un scop tipic călugăresc. Tu n-ai venit în mănăstire să-i aduci lui lumea, să-l pui la făcut cafea, să-l pui la făcut grătar, să-l pui la făcut ciorbă, la făcut friptură, să luăm masa împreună. Nu asta, în asta constă duhovnicia. Cu cât îl cunoști tu mai bine pe preot, de exemplu, eu am avut foarte multe persoane cărora le-am călcat în casă și încercau să mă înghesuiască la o aghiazmă. Și al doilea pahar de vin și al treilea și am spus, eu am tensiune hiper și nu pot să beau mai mult de un pahar de vin. Părinte, dar măcar unul, dacă v-am spus românește că nu, înțelegeți, dacă nu face mulțumire, mă ridic și plec. Și n-a insistat a doua oară. Dar au spus, părintele e reticent, e reținut, nu se deschide. Nu e vorba de deschidere. E vorba de jurisprudență și de atenție. Pentru că omul te citește în două feluri. Dacă ești un pic rece, pentru el rămâi un mister și rămâi în continuare în cercetarea lui. În cercetarea lui. Și când vă spun lucrul ăsta, mie mi-a ajutat enorm de mult stilul ăsta meu, mai căpcăun, așa, mai hăbăuc. Chiar am avut persoane care mi-au spus, ați povedit, părinte, sunteți un pic bădăran. Așa sunt. A venit persoană cu soțul ei la spovedit, vrea aia împărtășită, că avea chef. Și am spus, nu, fată, până nu se împlinesc 6 luni, cum scrie în canon, nu discutăm, nu e, e aghiazmă mare. Și a spus, părinte, intrați cu bocanci în sufletul meu. Nu, am sandale în picioare, dumneavoastră v-ați uitat greșit la picioare. Și a spus, în cazul ăsta schimb duhovnicul, schimbă câți duhovnici vrei, dar să nu confunzi pe voi unul cu bărbatul. Dar nu e greșit și din partea oamenilor că așteaptă o relație de asta de prietenie, în loc să fie de sub. Nu trebuie supunere, nu. În relația fiu duhovnicesc sau ucenic duhovnicesc, duhovnic, trebuie să fie o relație sufletească. Dar în ce constă sufletească? Poate omul ăla intră în necaz, te scoli într-o noapte și te duci până la el, la spital. Poate omul ăla intră în necaz, întins odată, 500 de lei sau 1000 de lei, poate intră o problemă, îl ajuți, o rezolvi. Prin asta poți să arăți afectivitatea, îi dai o carte bună de citit. Îl ajut să-l trimiți la un medic, poate, sau la o relație cu undeva, pentru o pastilă sau ceva, sau pentru o analiză, atât. În momentul când tu începi să te tragi de el cu șireturi, uitați-vă, am, la ora actuală când stăm de vorbă, 57 de acum. Eu, până la ora asta, când stau de vorbă cu dumneavoastră, n-am dormit noaptea singur în casa nimănui niciodată. Orice oră ar fi fost, am zis, bă, știi că mâine avem ceva de treabă, hai să mergem să ajungem la timp. Și am preferat să merg o noapte pe drum cu mașina sau am preferat să dorm pe marginea drumului într-un peco, dar să nu dorm în casa nimănui, pentru că atunci când te-ai făcut dezintimizat, adică începi să devii egal sau începi să devii apropiat, lucrurile se schimbă. Și spre rușinea mea, încă am ucenici cărora nu le-am călcat niciodată în casă să le fac o aghiazmă, sau spre rușinea mea, încă am ucenici pe care nu-i cunosc de aproape bine. Vine câte cineva și îmi spune, știți, părinte, că spovediți pe cutare și lucrează în cutare loc și ar trebui. Nu-i genul meu. De când spovedesc, eu n-am întrebat pe nimeni niciodată ce salar ai, unii lucrez, ce funcție ai, dăm cartea de vizită. Îi văd pe unii preoți sau duhovnici cu câte un portofel de cărți de vizită. De la cutare, de la cutare, de la cutare. Mie vine câte un om și îmi dă cartea de vizită, o pun în jantă la 30 de zile, o pun undeva pentru zartari, o idee, aia fac curat, dau pe foc și s-o rezolvat. Nu obișnuiesc treaba asta. De ce? Nu vreau ca problema de duhovnicie să se amestece cu problema civilă. E adevărat. Mișa, poate câteodată mi s-a și spus în față, părinte, aici ați pierdut cel mai mult în viață, că niciodată n-ați avut o deschidere diplomatică, n-ați avut o deschidere mai abordantă, mai relaxată. Totdeauna, e adevărat, recunosc lucrul ăsta, la mine oricine a venit, că a fost la parlament, că a fost de la județ, că a fost de la primărie, l-am pus în genunchi, i-am citit rugăciunii, i-am dat canon, i-am dat o carte cadou, i-am dat o icoană cadou, i-am dat o sticlă de vin, l-am binecuvântat, i-am scris un pomelnic și salut, ne mai vedem când ne întâlnim. Și cu asta basta. Și culmea, am constatat că mulți s-au întors și unii nu s-au întors. Acum nu sunt supărat de ce nu s-au întors unii sau de ce s-au întors alții. Asta e treaba lor. Nu mă privește. Dar duhovnicul trebuie să fie ca un fel de lumânare. Ai un sfeșnic, da? Și stă în mijlocul camerei și arde. Lumânarea, zis, arde frumos, drept în sus. Dacă deschid un geam dincolo, se pâlpi lumina încoace.
Dacă deschid un geam de aici, o să pâlpâi încolo. Dacă deschid de acolo, un pâlpâi încolo. Dacă deschid... Dar dacă tu lași toate geamurile deschise, nu se stânge cumva? Că bate vântul? Pe tine te bate vântul. Astăzi îți permiți să bei cu ăla, mâine îți permiți să glumești cu ăla, mâine îți permiți să fii prieten la cataramă cu ăla, mâine îți permiți să fii prieten la cataramă cu ăla. Am ieni de oameni care mi-au zis, părinte, am pensiune, veniți la noi, stați o săptămână. Da, lăsați în un termon ca să trec, nu știu cine, nu știu cine are pensiune. Da, am eu timp, eu am alimeri. Dacă prind o zi liberă, mă bag și mă culc, stau și citesc într-o carte, doamne și mă hodinesc, am cu și umple timpul. Tot legat de felul dumneavoastră de a fi, mai critică oamenii modul în care spovediți. Da, că nu au intimitate. Păi exact. A fost premeditat acest mod? Sunt trei feluri de a spovedi. Este modul public care se făcea în timpul apostolilor, când oamenii își spuneau păcatele în gura mare, să le audă oricine ca să fie iertate. Acum nu se mai practică. Este persoană, duhovnic, de asta se și pune. Dar în schimb a apărut acum o metodă nouă. Se cheamă terapie duhovnicească, nu mi-aparține mie, nici nu știu cine a inventat-o, de unde a adus-o, cum a apărut în viața bisericii, dar și am auzit chiar pe cineva care mi-a spus, duhovnicul trebuie să fie un bun psiholog. Nu e adevărat. Eu am întâlnit persoană care în momentul când s-a pus în genunchi, l-a spovedit, a început să-mi spună, părinte, aveți grijă că eu sunt leu ca zodii. Mă, ta zic, nu ești bun nici de maidanez, nu de leu, scuză-mă. Ia în dreptarul de spovedanie, te afară pe bancă și bifează tot ce ai greșit. Și s-a întors cu botul smerit pe labii, credea că noi de acum intrăm în cioace. Da. Termină discuția. Părinții mi-i zis, nu-mi dați ca un om greu, că eu sunt bolnavă și nu pot face. Mă, taie în dreptarul de și-l bifează. Sau îi spuneam la un preot, fă-i la doamna o stenogramă 1, că vreau să o spovedesc. Și mă uitam și îi spuneam, la postul următor vă puteți împărtăși, dar trebuie să faceți asta, 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 sau aici, un an, o jumătate de an, doi, cât o fi fost acolo. Și spunea, da, dar uitați, duhovnicul vechi m-a împărtășit. Atunci vă anulez spovedania, vă duceți la duhovnicul vechi și la revedere. Iar legat, pentru că eu spovedez de acum de mulți ani și am mulți oameni care nici nu, din după nu mi-i știu, așa după chip îi știu pe toți, știu și cine e familia, știu și cum îi cheamă pe toți din casă, nu mi-e greu, pentru că au venit de ani de zile și i-am învățat pe de rost. Dar noi nu primesc la spovedit. Adică chiar dacă vine unul nou, îl dau la un preot proaspăt mai tânăr ca să învețe și el să spovedească și să aibă și el ucenici, nu să stă degeaba. Știți cum e la stână? Câinele cel mare mănâncă în toată troaca și căței mărâi pe mare. Nu, da. Trebuie să fim egali înaintea lui Dumnezeu. Orice preoție, care o zi de preoție, care o lună, care nouă, care două, dacă el are capacitatea de a spovedi, trebuie să învețe, că n-are de unde să învețe. Și atunci îi dau îndreptarul și să treacă la puricat, ca să învețe, să aibă răbdare cu omul, să-i vadă apucăturile, să-i vadă. Am avut și vara asta un element de genul, erau niște persoane puțin, nu rele, eu n-am ce să le reproșez, dar puțin băgăcioase așa, până mi-am sărit eu într-o zi din muștar și cu toată lumea de față am zis, ia uitați-vă care-i treaba, aici nu veniți să puneți ordine, aici nu se însoară nimeni, nu se mărită, nu-i cu proprietate, nu-i cu privată, nu-i cu fițe, nu-i cu figuri, dacă vreți să faceți aici bine, dacă nu, nu mă mai deranjați. Că de ce ne luați așa? Așa cum auziți, în gura mare, când i-ați lezat personalitatea, mergeți în altă parte, eu nu vă lezează. Nu stau la discuții. Deci nu vii să-mi pui reguli. Deci eu am nevoie de liniște ca să pot spovedi. În magazin, dacă intre și urlă 50 sau 100 care îi cumpără, înnebunește vânzătorul sau casierul. Spune acolo, păstrați liniștea la rând și nu deranjați, păstrați un metru distanță pentru intimitate, ca să poți să faci treabă. Ei, așa e și aici. Și cine sunt cei care mă cunosc? Vin dumnezeștele babii, folosesc termenul adevărat, nu mincinos, dreptele mele și sfintele mele babii, ele știu toată regula. Ele știu când trebuie să postească, când trebuie să împărtășească, ce au de făcut. Eu n-am dureri de cap. Eu niciodată nu trag de un om să-i spun trebuie să faci atâta, trebuie să faci atâta. Atâta întreb. V-ați pregătit de Sfânta Împărtășanie? Da, părinte, mi-am făcut rânduiala din Împărtășanie, am citit psaltirea, am postit, m-am spălat, uitați, am păcatele scrise, m-am îmbrăcat curat, m-am împăcat cu toată lumea, nu-s certat cu nimeni, n-am tulburare cu nimeni, sunt curată sau sunt vădăvă sau am o săptămână de curățenie, nu-mi bat capul. El e atât spun. Părinte, sunt pregătit exact cum știți, ca la carte. Nu spun că ai perfecțiunea,
Da, este voința omului liber pe care el și-o exprimă în calitate de creștin în fața duhovnicului și eu doar îi dau bilețelul de spovedanie, dacă am timp și nu e aglomerat, îl dezleg eu, dacă nu este un preot și îi spun, băieții, toți la care le-am dat bilețelul, mi-i dezlegi, sunt împărtășanie, că-s curați, sunt oameni pregătiți. Găsesc. Unii au băut cafea, vor împărtășiți. Unii au fumat țigară, vor împărtășiți. Unii n-au mâncat mult, dar au mâncat așa un sandvișel de dimineață. Zic, bine, acum luați o aghiazmă mică ca să nu plecați cu mâna goală, dar data viitoare veniți la împărtășit. Nu pot să vă dau împărtășanie pe mâncare. Și atunci când termin molifta, spun, cine a fumat astăzi, nu vine la împărtășit. Cine a băut cafea de dimineață, nu stați la împărtășit. Cine a mâncat de dimineață, nu stați la împărtășit. Cine n-a postit, nu stați la împărtășit. Cine n-a avut curățenie trupească, minim 3-4 zile, nu veniți la împărtășit. Și rămân dintr-o 120. Dar ceilalți știu și vin altă dată, pregătiți. Da. Dar nu stau să fac spovedanii de alea cu cioace, cu tralalaș, cu nu știu ce. Sunt duhovnicei și acolo, la noi, de ăștia mai tinerei, care ia câte o lebă de asta atinsă de COVID, ca să spun așa, o formă mai amoroasă din naturalețe de asta, de sentimentalism, plânge aia și varsă de abatis și a spus, fate, să plânge la crucea mamii, la crucea tate, să plânge la icoană, să plânge în cameră. Nu uite, sclifosipi în biserică, hai, lasă duhovnicul ăsta în pace și uite că ți-n spate, liber, du-te acasă și plângi, nu sta aici. Părinte, dar nu se face, băi, te rog frumos, aici lumea vine și trece, nu stă pe loc. În ce sens? Da. Stă o oră, vorbești cu ea, dar mai îmi dați un cuvânt de folos? Eu am o singură vorbă când întreabă cineva. Părinte, vrem un cuvânt de folos. Vrei să te mântuiești? Da. Fă ce scrie în Noul Testament. Fă ce auzi la biserică în predică. Fă ce scrie în îndreptarul de spovedanie că trebuie să faci. Nu, dar aș vrea să-mi spuneți așa ceva. Nu urâ, nu dușmăni, nu pizmâi, nu ține minte rău, nu avea grijă altuia, nu huli, nu înjura, nu fuma, nu curvi, ești mulțumită. Da, dar să-mi spuneți așa un cuvânt mai personalizat, mai de suflet, așa. Fii bună. Sau fii bun. Și gata, s-a terminat. Păi da, dacă eu îți vorbesc o oră la predică și ai internetul plin de învățătură, tu ți-i leni acasă când faci speli blidile, să pui să asculți și vrei să strepeți încă o dată ce am spus la biserică? Păi asta e ce așteaptă credinciosul de la duhovnic? Credincioșii așteaptă două lucruri. Sfintele taine și aceia sunt credincioșii cei adevărați. Dezlegarea păcatelor și aceia sunt credincioșii cei mai convenționali. Unii așteaptă scărpinat sub aripă și dacă e rănit tare, poftim, poate e un copil mort, poate e o soție moartă, poate e un soț mort, îi mai dai două cuvinte calde, să avem nădejde, hai să facem așa, hai să facem așa, vă aștept la o rugăciune, vă aștept la o mastu, vă aștept la o dezlegare, hai dispostiți trei zile să vă împărtășesc, să vă liniștiți și mi-ai spui o vorbă de dulce. Da, eu am de exemplu câteva babi de astea simpatice, care lor le place numai să bage în seamă și să dau o pildă simplă așa de distracție. Intră cu Ana Leana, o babă de-a mea, foarte evlavioasă, 86 de ani. Părinte, am avut niște munci, Doamne, m-a muncit satana în sufletul meu, dar ce ți-a făcut? Nu știu să-i explic în cuvinte, dar am avut niște stări, știți cum m-a trecut și prin rai și prin iad. Ei, bun, zic, așa-i postit? N-am postit. Ține trei zile și mă cauți, te împărtășesc. Dar ia ca să bagi în seamă, adică să fie luată în seamă. N-am tip de astea, recunosc. Da. Vorbesc la modul general, le spun o istorioară, vorbesc, îi stropesc cu aghiazmă, le fac oricând o dezlegare. Pentru mine dezlegarea de blestem și de jurământ îi lege, o fac tot timpul, că orice om scapă vorbirele din gură. Dar mă duc la ceea ce cere, ce cere Timotei în epistole. Cum îi spune? Fiule Tit sau fiule Timotei? Cred că Pavel îi spune lui Timotei, sper să nu greșesc. Vezi, ai grijă, nu-ți spune de grabă mâinile să te faci părtaș de păcate străine. Adică când hirotesești duhovnicul, când episcopul numește duhovnic, el trebuie să fie foarte atent, tocmai să vadă că omul ăla ar fi capabil să nu creeze un curent ceva în biserică, să vină el să creeze ceva care e în afara ortodoxiei. Adică nu vii tu să inventezi ceva ce nu ai inventat altul. Apă caldă este, mersul pe jos, să știi, lumina o vedem, întunericul vedem, scripturile au fost scrise, nu mai putem noi rescrie o altă carte de credință. Și atunci aici episcopul trebuie să fie ochi și urechi. Și de aia se întâmplă că adeseori episcopul are această putere să spună, tu de azi înainte nu mai ai blagostovenie să spovedești, doar slujești.
Nu ești făcut pentru contactul cu oamenii. Tu nu creezi... Poate și așa. Sigur că da. Tu nu creezi cadru normativ conservator, unitate, comuniune, pace. Creezi disensiune și atunci n-ai voie să spovedești. Stai în banca ta. Slujește, fă liturghie, fă parastas, ai ce face. Botează cu una, ai ce face. Până unde merge credinciosul cu intimitățile în spovedire și preotul cât să întrebe? Imediat. Care ar trebui să fie o limită și de o parte și de alta? Avem așa. Păcatele de moarte, păcatele împotriva Duhului Sfânt și păcatele strigătoare la cer. Sunt trei categorii. Sunt primele trei foi ale spovedanii. Toate sunt vreo 50. Ale spuse și în îndreptarul de molitfelnic. La taina spovedanii acolo, la urmă. Dar, de exemplu, să vă dau o pildă. Noi am evoluat acum, suntem într-o lume modernă. Acum vin eu și vă spun în calitate de duhovnic o chestiune unde, corect și cinstit, media nu sare în sus niciodată, pentru că media promovează așa ceva. Vine o persoană la spovedit. O așez frumos în genunchi. O întreb cum o cheamă, că-i firesc să știi cu cine dialoghez, ce vârstă are, la ce vârstă s-o căsătorit, dacă a mai cunoscut pe cineva înainte de căsătorie sau a intrat curat în biserică, dacă a intrat cu soțul curată sau a greșit înainte de cununic, e un păcat, dar nu o întreb ca să intru în intimitatea ei, ca să știu, să dezleg, să nu rămână cu apăsarea. O întreb dacă câți ani are de căsătorie, câți copilași are, câți fii botezat, câți fii cununat. După aceea întreb dacă există vreo întrerupere, cu sau fără voie, poate fi trombofiliile astea sau endometriozele astea care se mai pierd sarcinile, dar sunt care se fac cu bună știință. Și după aceea trec la astea firești. Dacă bea, dacă fumează, dacă înjură, dacă blestimă, dacă poartă ură, răutate, dacă postește miercuri, vine, dacă merge la biserică, dacă se închină, dacă se roagă, dacă face parastaz, dacă ia împărtășani, dacă citește rugăciuni, pleada măruntă. Și după aceea mă duc în cele mari, dar o iau finuț. V-ați uitat la filme imorale, ați făcut păcatul onanie, ați făcut păcatul sodomie, ați făcut păcatul gomorie. Și câteodată am avut persoană care mi-a zis, părinte, sunt chestii prea intime, nu discutăm. Doamne, eu spun ce înseamnă discret, mă te-am spui da sau nu, nu vrei să-mi spui, nu mă interesează, e treaba ta, nu mă privește. Dar am întâlnit persoană care ea insista să-mi povestească. Părinte, dar stați să vă spun cum a fost. Și aici eu sunt un pic mai rece, nu jicnesc omul, dar îi spun așa. Domniți, uite că e problema. Nu mă interesează nici dacă el era viril sau nu, nici dacă mata avea chiloți roșii sau roza. Dacă ai păcătuit, îi da, dacă n-ai păcătuit, îi nu. Dacă ai avortat, îi da, dacă n-ai avortat, îi nu. Dacă n-ai făcut prostii din astea contrafirești moderne, da, dacă nu, nu. Restul nu mă privește. Astea zic să fac la anatomie, la facultatea de medicină. Și nu întinde vorba. Mă iertați, am crezut că nu cred în nimic. Cred în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Și am terminat discuția și nu se supăr omul. Da, da, da. Dar există duhovnici, pentru că am întâlnit persoane care mi-au spus, ați spovedit. Părinte, am fost la unii duhovnici și m-au întrebat lucruri un pic care eu consider că sunt derapate. Nu răspunzi. Îi spui, părinte, la asta nu răspund, încetați cu răspunsul, cu întrebarea. Și atunci nu se creează animozitatea. Da. Când tu creezi telenovela, nu poți să te mai dai victimă. Deci atâta vreme cât tu începi să-i aduci la duhovnic sandwich, începi să-i dai pomelnic ca să-l cucerești. Aici am să fac o glumă dură de data aceasta. O persoană destul de suspusă, frumoasă, tânără, elegantă, prințesă, cum le spun eu, că așa le spun, prințese. Ne-am văzut după ani de zile, dânsa este căsătorită, are copii, femeie la casa ei, dar la vremea ei s-a prinsă călcâile după mine, când eram eu tânăr, aveam 28 de ani. Da, nu să vorbească obraznic sau urât sau jignitor, nu. A intrat în o gradă, s-a spovedit, am văzut-o că sâmbăta viitoare iar l-a spovedit, sâmbăta viitoare iar l-a spovedit și am zis, stai să vezi că Doamna a mulțit păcatul ca să aibă mai des treaba aici. Și o las să văd ce face. Pii la a treia sâmbătă îmi spune așa. Părinte, sunteți un om tânăr, sunteți un om frumos. De ce nu v-ați făcut o familie? Zic, nu m-am gândit la asta. Zic, acum mă țiu dispovedit. Deja erați dumneavoastră la spovedit, nu mai era. Da. Nu, femeia, v-am spus,
aș avea păcat dacă aș spune că a fost obraznic. Nu, dar femeia era stilată, discret. Știa cum să pun întrebările, era chiar profesoară de profesie, nu mă refer la una care o știu, tăți că o să zâmbească cei care aud emisiunea, era vorba de o persoană care acum e și plecată, e prin Belgia, lucrează cu soțul ei. Și a doua întrebare îmi spune, a doua remarcă îmi spunea: vă privesc așa cu drag și vă admir, cred că dacă v-ați fi căsătorit, ați fi avut niște copii așa frumoși. Zic, nu mai frumoși ca dumneavoastră. Zic, uitați ce păpuși frumoase. Era o fetiță și un băiat blond cu ochii albaștri. Și zice, dar dumneavoastră când aveți o durere, așa un necaz, pe umărul cui plângeți? Ei, atunci mi-a sărit muștarul. Da. Și am zis, doamna Crina, uite, hai să vorbim serios de la egal la egal. Când ați auzit că maica Domnului a murit, vă depuneți dopsarul de secretar. Ei, din clipa aia nici nu mi-a mai venit la spovedit și nici nu m-a mai căutat niciodată. Și am terminat prietenia. Ne-am văzut acum târziu de tot, venind prin țară și într-o vizită pe la mănăstiri. Eu am cunoscut-o, ea nu m-a cunoscut. Și am zis, zic, sunteți profesoară? Ați predat în cutare loc? Da. Ce, mai țineți minte? Da, mai țiu minte. Da, acum avea băiat student și fată la liceu. Și atât. Deci, nu ne-am obrăznicit, dar, cum să spun, muguri de ispitire pot să apară. Dar al cui este mai mare păcatul? Al enoriașului care... Nici al nimănui. Aici trebuie să fim oameni. Între oameni trăim, între oameni lucrăm, între oameni gândim, între oameni lucrăm. Eu am avut ca mentor bunicul meu, tata lui tata, care când pășteam vaca cu el, el îmi spunea așa, eram copil, nu eram dus în armată, aveam un 15-16 ani și se gândea el, i-am fi băiat să nu fac vreo prostie. Băi, să ții minte de la mine. Eu, până m-am însurat cu moașta, așa îi spunea lui soția lui, lui bunica mea, eu nu m-am culcat cu nicio femeie și nu îmi pare rău. Uite, ea mi-a făcut 9 copii și eu sunt mulțumit. Nu trebuie să fii dator la nimeni cu nimic. Stai în banca ta, cât și a tău Dumnezeu îți dă, îți pune deoparte. Uh-huh. Asta era vorba lui. Cum ai făcut treaba asta și ai intrat în prostii de astea, să știi că nu mai scapi. Praful să alegi din toate. Uh-huh. Și el era un om cu 4 clase, dar era un om foarte echilibrat. Bun, dar acum te gândești și la preotul care greșește, da? Cum poate cădea în păcat și de ce? El care a citit atât de mult, Nu, aici sunt două lucruri. Aici trebuie să împărțim opera în două. Jumătate-i regizorul și jumătate-i artistul. Că ne referim și la cazul de față. Păi da, pe aici spun. El este partea artistică și doamna e regia. Deci, asta vă spuneam, până nu primești daruri, până nu te apropii, am văzut și acum, nu știu de unde e scoasă metoda, eu n-am învățat-o, n-o iubesc, n-o suport, o detest. Am văzut acum mai nou, chiar și între persoanele care vin la biserică. Să te iei în braț, să te bați cu palmele pe spate. Tapotajul se face la spital, la urgenții, nu în biserică. Uh-huh. Nu în ograda mănăstirii, nu în parohie. S-au învățat și preoții și îmbrățișează, că e bărbat, că e femeie, că e tânără, că e domnișoară, s-au învățat și ele că vor îmbrățișate, nu mi se pare normal. Și mie mai zice o persoană, părinte, v-ați îmbrățișat, doamne, eu sunt burtos, dacă mă îmbrățișești, poți să faci vă lungiri de tendon, stai liniștit, lasă, uite, de binecuvinte, stai calmă. Nu că mi-e jenă, dar parcă mi se pare nefirește. Te-a filmat cineva că-s telefoanele astea mobile și se interpretează altceva. Asta trebuie să fii atent. În ziua de azi, dacă vreți să mă credeți, eu de asta și spovedesc pe îndreptar și nu spovedesc cu glas tare. Doar pun întrebări și dacă întreb pe cineva, eu la ureche îl întreb. Nu îl întreb cum vorbim noi doi acum, de ce? Dacă el are ceva de înregistrat și tu mie îmi scoți fraza din context. Eu sunt pățit, eu cred că așa e cel mai bine. Prudența e mama tuturor înțelepciunilor și atenția. Și atunci, sigur, tu dacă te obișnuiești, azi mă îmbrățișești, mâine poate vrea sărutată pe obraz, mâine poate vrea sărutată pe gură, eu nu pot să-mi dau seama ce ar avea în cap, nu pot să știu, dar vă spun, problema aceasta care încearcă media să o prezinte, are două elemente, telenovelă și slăbiciune. Părintele poartă slăbiciunea din neatenție, iar doamna poartă telenovela întreagă. În cazul doamnei era foarte simplu. A existat acel gest imoral, ai plecat, nu te-ai mai întors niciodată. Nici nu, încă dumneavoastră ați fost drastic. Eu aș fi fost mai acut. Părinte, sunteți un nesimțit.
Rușine să vă fie. Dacă ați încercat și cu altcineva, opriți-vă. Cu mine nu încercați așa ceva, că vă dau cu geanta în cap. Scurt. Și eu cred că părintele nu continua. Dar de vreme ce tu mai vii cu un dar, mai vii cu o poveste, mai vii cu tralala. Și mie îmi spun mult, câte nu vin și îmi spun că e despărțită, că e singurul și fată, nu s-o termina lumea bărbaților, altul la rând, îmi bag-te frumos, dă-i drumul la simfonie, dă-i drumul la, dă-i drumul la operă, dă-i drumul la cofetărie, dă-i drumul prin copou, să găsesc băieți, nu stai așa, că nu o să intre zburătorul pe geam, să întrebi tu, Ileana, ștergi psaltirea, ai cheu eu din nevastă. Așa le fac. Da. Da. Dar aici a fost o telenovelă asta. Eu, după mine, dacă ar fi eu să fiu judecător sau avocat, n-aș da nicio pedeapsă. I-aș da părintelui disciplinare. Ia du-te tu, mă, ta la Honolulu, într-un sat și fă slujba acolo liniștit, cu băbuțele alea care spală proteza de mămăligă, să-ți mai treacă din figuri. Iar dumneata, domnișoară, când te mai duci la spovedit, încearcă să faci ceea ce spune taina spovedanii. Nu depăși limita. Adică trebuie să fim foarte echitabili și foarte echilibrați în situații de genul ăsta. Eu când eram în tinerețe, cred că am fost însurat de babile mele cel puțin de 4-5 ori. Dar am o vorbă foarte dură pe care o folosesc tot timpul și am văzut că întotdeauna au prins randament. Când am auzit ceva, eu n-am tolerat. Când am auzit ceva, am chemat-o și i-am spus, pot să vă întreb ceva, dar nu cu riscul de a vă supăra, doar de a vă corecta. Ați spus dumneavoastră cu tare lucru? Nu, că nu e de la mine, că e de la cu tare. Nu mă interesează de la cine este. Dacă o singură dată mai pronunț asemenea mizerii, mă rog la Dumnezeu să-ți dea cancer la limbă. Dumneata ai venit la biserică să te mântuiești, nu să poți zbârfile. Ori au plecat unele și n-au mai venit, ori altele s-au îndreptat și și-au văzut de treabă. Pentru că dacă lași, ce se întâmplă? Să vă spun o chestie banală, asta e chiar interesantă, asta mi se pare cea mai frumoasă. Doamna Miorica, era o doamnă bătrână de 70 de ani, dar era atât de scrupuloasă și de plictisătoare și de obosătoare. Cu ea citeai toată psaltirea când se spovedea. Vinea cu vrafuri de hârtii și scris mărunt și cu notițe. Și eu, dacă eram obosit câteodată, îmi convenea că îmi puteam face pravila și deschideam saltirea, îi puneam mie pe trafirul pe cap, îmi deschideam saltirea pe masă și îmi făceam salt. Și de până acolo și vor gândi, odată n-am fost atent la toate polilojenile alea aici, spunea. Era curată, fusese domnișoară din naștere, nu fusese căsătorită niciodată, morală, postitoare, mânca cu pâine și apă, era ca o călugăriță, dar ea avea tot felul și chiar prin filocalii, tot felul de bălării, prin psihoterapia ortodoxă și mi le expunea mie, eu puteam să-mi fac predică după ea. Și-o stat într-o seară la o priveghere de toată noaptea, vreo 3 ore l-a spovedit. Cine o fi fost aia hăbăuca aia, că nici azi nu mi-o amintesc, o intrat una așa ca fulger și a spus, dar ce faceți, vreți de 3 ori dragoste? Ei, și asta cum era știrbă și fără proteză și cu gura ca punga și bătrână și zbârcită și chiar cu niște ochelari ca borcane, se întoarce, Doamne, nu vorbi urât cu părintele! Și când i-a văzut ce față are și părinte, iertați-mă! Ea nu era o femeie urâtă, dar era urâtă cum s-o scuminosit la aia, că nu au zis ce o zis. Aia au zis, vai, vă rog să mă scuzați, că nu mi-am dat seama. Doamne, eu v-am scuzat, dar am profitat de chestia aia și am desfințat spoveditul la chilie și m-am mutat în pridvor la biserică, unde era ziduri de piatră și frig. În 5 minute erau spovediti când înghețau pe petroaiele alea. Acuș era în biserică, biserică era sobă, era cald și veneau, stăteau dincolo de ușă și nu mai venea câte una și se spovedea și o ștergea și mă întreabea, părinte, nu înghețați? N-aveți grijă, noi aveam două perechi de pantaloni, aveam șosete de lână, aveam bocanci buni, aveam bluză de lână, n-aveam treabă. Și am scăpat de spovedit într-un mod așa mai intim. Și până în ziua de azi, de asta și spovedesc așa la vlădiceni, pentru că este și multe lumi și oricând s-ar putea da interpretare. Deci, eu chiar mă tem, adică chiar sunt prudent, pot să vă spun, nu că i s-a întâmplat părințelui ăsta. Asta e o frecție la piciorul de lemn. În general, se pot întâmpla mii și mii de lucruri. Deci, duhovnicul trebuie să rămână vertical și atent, pentru că așa se creează animozitățile. Și mai ales să știți un singur lucru, vă spun din experiență clară. Nu există, în Scriptură spune, nu există să faci ceva nascuns să nu se trâmbețe pe casă. Orice bărbat are un prieten și îi spune cu cine s-a culcat, orice femeie are o prietenă și îi spune cu cine s-a culcat și ăla. Iarăși are o prietenă și un prieten și ăla. Are iarăși un prieten și o prietenă. Și este o vorbă. Dacă vrei să fie secret, atunci stai cu minte și nu te încurca cu nimeni, că e cel mai mare secret. Din clipa când ai făcut prima glumă, primul gest, prima mișcare obscenă, ai și apărut
ai și apărut în imaginea publică, imediat să trâmbițe ca soarele. Uh-huh. Oamenii au și tendința de a generaliza și cu siguranță și în urma noi acestui nu caz. Noi nu ne băgăm în aceasta. Normal, preoți. Biserica are patru principii de funcționare, de învățătură și va rămâne veșnic un instrument de cateheză pentru toate neamurile, până la sfârșitul veacului. Mergând, învățați toate neamurile, cât v-am spus eu vouă, de cine se prinde bine și de cine nu se prinde și mai bine, când are mult de ținut minte. Doi, demonstrare, dacă există ceva rău, asta nu înseamnă că dacă un părinte a greșit, eu de acum nu mai îndrept păcătoșii, că vai de mine, am model părintele că a greșit. Părintele se îndreaptă în dreptul lui, păcătosul se îndreaptă în dreptul lui. Nu amestecăm una instituția umană pământească de carne, nu amestecăm cu instituția divină. Dumnezeu a dat pământul oamenilor și cerul și l-a luat așternut, pământul l-a luat așternut picioarul lui și cerul și l-a luat ca tron. Noi tindem să mergem spre cer, nu să rămânem pe pământ. Așa că astea pieritoare pierd odată cu vremea, cum spune, peste toate orice ai spune, până la urmă o lopată de țărână se depune. A treia este cea de așa, mustrare, învățătură, înțelepciune, deci ca să-ți crească mintea, învățați scripturile, că în ele aflați viața veșnică, acesta e adevăratul Dumnezeu, ca lumea este viața veșnică, ca lumea este cunoscut prin singur și adevăratul Dumnezeu. Și după ce am învățat și înțelepciunea, și învățătura, și mustrarea, avem luminarea. Cine vrea să ajungă la sfințenie, trece acest prag și intră în lumea harismelor. Harul și harismele. Niciodată sfinții nu vor fi mai ieftini dacă cineva bărfește biserica. Dumnezeu nu pierde sfințenia dacă cineva înjură biserica. Am văzut niște bădărani de dimineață care scrisese un comentariu de genul mafia interlopa popilor. Și am spus, aș vrea, domnul victimă, să-mi arăți și mie un preot care l-ai prins cu mâna în buzunar la tine. Pentru că să fii interlop, trebuie să practici ceva, cămătărie sau altceva. Nu trebuie să ne luăm după astea. Biserica așa are cursul ei firesc. Hristos a spus clar, porțile iadului nu pot birui biserica în veacul veac, dar noi trebuie să fim lumina lumii. Are Mântuitorul o vorbă în Scriptură unde spune așa, voi sunteți sarea pământului. Cu sarea se presoară învățătura ca să fie și mai bună la gust. Dacă sarea se va strica, cu ce vom mai săra? Deci noi trebuie să avem grijă prin instituția de formare duhovnicească, de spiritualitate și de formare de asta duhovnicească a tânărului, să creăm preoți cât mai maturi sau să creăm preoți cât mai verticali, în sensul ca ei să fie niște lumini, niște sfeșnici, așa spune, să lumineze viața voastră ca lumina în sfeșnic, ca oamenii văzând faptele voastre cele bune să înslăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Nu neapărat din învățătură. Spunea unul, eu nu mă mai duc la biserică, nu mă spovedesc, dar eu n-am nevoie de liturghie. Du-te, frate, stai tu liniștit că nu se închide biserica din cauza ta. S-ar putea să te aducă alții când nu vei mai putea merge, dar atunci ai târziu, că degeaba se cântă cu duhurile dreptelor, tu ești cu duhurile întunericului. Dar biserica are aceeași misiune. Noi știm că există și un război mediatic împotriva cei moral și sacru, împotriva culturii creștini, împotriva culturii morale, împotriva culturii etice, împotriva culturii ortodoxe. Nu ne speriem. Fiecare în rândul cetei sale. Osebiți-vă, zice Domnul. Deci noi trebuie să rămânem. Cum spune? O luăm pe Hristos din Apocalipsă. Cine vrea să se spurce, spurcă-se, cine vrea să se sfințească, sfințească-se, cel ce vrea să facă bine, să facă în continuare bine și cel ce vrea să facă rău, să facă în continuare rău. Pace vouă, iată, eu vin curând și plătesc fiecăruia după faptele lui. Ce-i mai clar ca bună ziua? Uh-huh. Da. Ar mai fi atât de multe întrebări, dar ajungem la finalul emisiunii. O singură întrebare pe care o și vă zicem că a adresat-o cineva. Despre preotul care nu adresează prea multe întrebări și dezleagă foarte ușor orice și împărtășește la fel de ușor, ce părere aveți? Aici trebuie să fie atent creștinul, pentru că el se spovedește și de obicei preoții, în special cei care sunt la parohie și sunt singuri, și cu liturghia, și cu proscomidia, și cu pomencele, și cu parastasul, și cu mortul, și cu viul, și cu cununatul, și cu însuratul, n-au atâta timp. Dar tu, ca și creștin, dacă dai un leu pe un îndreptar de spovedanie și te duci la părintele pe o hârtiuță, pe o listă de o jumătate de pagină sau o pagină
cu păcatele care crezi că te-au marcat în interior sau crezi că ar trebui spuse, e mult mai ușor. Părintele s-ar putea să te întrebi ceva ce tu n-ai făcut și atunci tragi de timp. Părintele s-ar putea să te întrebi ceva ce poate te deranjează și atunci spui, bă, dar de ce mă ia așa? Și atunci cel mai bine e să spui, părinte, uitați-vă, nu mă pricep, nu am nici eu darul oratoriei sau narațiunii, dar uitați-vă, am scris și aici câteva păcate care mă apasă, care sunt mai frecvente. Părinte, le citește și te dezleagă. Și nu e împărtășania la întâmplare. Am înțeles. Da. Un cuvânt de folos, așa cum vă cere lumea mereu acum la finalul emisiunii. Un cuvânt de folos. Biserica este stâlp și temeria adevărului. Timotei 2:3. Cine nu are biserica de mamă, nu-l poate avea pe Dumnezeu de tată. Cine nu are pe Dumnezeu de tată, nu poate fi casnicul lui Dumnezeu, deci nu va avea loc în rai. Cine nu cunoaște raiul, nu-l cunoaște pe Dumnezeu, iar cine nu-l cunoaște pe Dumnezeu și raiul, evident cu următorul loc care îi se atribuie, nu-i răutatea lui Dumnezeu sau neapărat dreptatea lui, ci faptele noastre, va fi cetățean al iadului. Să avem grijă să ne ferim de munca veșnică, de iadul veșnic și să nu uităm un singur lucru. Mântuitorul a spus, cel ce cade să ia aminte să ridice, cel ce stă să ia aminte să nu cadă, cel ce s-a ridicat a făcut un lucru îngeresc, cel ce stă în păcat a făcut un lucru drăcesc. Dar, cel mai ușor, spune Mântuitorul, milă voiesc, chiar nu jertfă, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, nu judecați să nu fiți judecați. Cel ce judecă mai înainte de mine, Antichrist este. Evanghelia lui Ioan. Sărut mâna. Și eu cred că tot ceea ce spuneți în fiecare joi aici sunt cuvinte de folos până la urmă, nu? Chiar da. Dacă nu vă adresați mai am un singur cuvânt a Sfântului Ioan Evanghelistul. O zi de-ar fi viața omului nu este fără de păcat. Nu mă aruncați în negrijă că păcatele cu mintea ar fi ușoare. Dacă ai văzut femeie și ai poftit-o, prea curvie ai săvârșit, dacă îl urăști pe fratele tău, păcat de moarte ai săvârșit, ca și cum l-ai ucis. Mulțumim! Cu respect! Părintele Calistrat Chifan a fost astăzi în studioul nostru. Nu uitați să dați un like și un share emisiunii și să rămâneți în continuare alături de Bezei Live. Urmează o nouă emisiune de la ora 14:30, moderată de Valentin Huțanu, și de la ora 16 de către Georgiana Adam. Noi ne revedem mâine. O zi frumoasă!